Bro. Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Bine ai venit la un nou episod de Matchmaking Short, Road to Global. Aventura continuă și suntem la un milimetru de T-Rank, sincer să fiu. Aventura full focus, provocarea full focus și aventura matchmaking, de fapt, că e o aventură totală orice match aici. Opa, palas, palas, mor. Oh, oh. Opa, bine, bine, bine pe Molly, mamă, perfect, perfect. O, da, vă invit să apăsați butonul de like și să salutați algoritmul jos în comentarii cum predict pentru meciul ăsta, să ne spuneți câte frăguțe facem până la final. Nu am văzut Omcon, dar palatul poate să iasă în orice moment, tot prin palat, dacă a așteptat să treacă Molly-ul. Așa că hai să ne luăm o poziție. Scări nu e, palat nu e, nu, cred că... O fi de B? Junglă. Mamă, mamă, s-a tras, doamne. S-a tras. Hei. Nu? Bine, mă. Se vede că mi-am dorit runda asta, nu? O, da, mă, cum a fost. Panică maximă runda asta. Dar au jucat-o foarte prost, foarte dezbinat, foarte împrăștiat cei de pe T-side, așa că ăsta e un semn că s-ar putea să fie easy match pentru noi. Let's go! Bine, să mă și MVP. Nice. Nu eram pe după smoke. A ieșit, mă? Mama, a ieșit. Ia uite că tupeu pe ei, mă. Bro. Nu te cred, nu te cred. Au Trump, minus 50. Nu, nu te cred, că de prost am... Adică n-am jucat-o prost, dar am avut ghinion, mă, că s-a băgat ăla și m-am scos, știi, și zic că eu așa... Având în vedere că erau eco... How. Intenția mea a fost bună. Dar nu prea calculată. Mid nu sunt. Bă, eu cred că e runda noastră. Avem arme. Băi, au doar un M4 furat. Ia uite, uite, ia uite, ia uite. Tetris. Ma. Am încărcat M4. Nu, nu te cred. I-am dat armă lui ăla, mă. I-am dat armă lui ăla. Și mei acum sunt only on fight. Mamă, s-a dus în spate rampă. Mă, dar și adversariul o joacă stupid, mă, o joacă stupid, o joacă dezbinat. Rău de tot. Și avem bomba. Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul OneFlash, adică fix numele canalului. Și uitați-vă că restul de doi, habar n-avem pe unde sunt. N-au fost cu ăsta cu bomba, singur, lăsat singur. Ăia pe la B? Hai de capul meu. Mamă, mamă, și ăsta intră în fight acum, se uită cu ținta în pământ, asta zic că e momentul perfect ca să-i facem pe cei de la echipa adversă fericiți. Noroc că a venit conector și n-a venit prefire pe băncuță, știi ce zic? Trebuie să mai ai și noroc pe jocul ăsta, că nu merge doar cu talent și cu skill-uri. De unde atâtea skill-uri? Eu putem o famas, wow, s-a primit cadou, wow, să fie primit, wow, să fie primit asta, zic, hai că nu mai facem prostii ca runda trecută, că nu e bine. Am oprit la 3 fraguri și nu-mi place. Ce-a fost asta? Bă, bro, bă, bă, bro, bă, bă, eu vreau să dau molly rampă, nu flash, cum am scos flash-ul? Din top mid a fost asta, lol. Ce mișto te dă în spate asta. Opa. Palas. Dă-ți și flash așa. Jumped out of palace. Mă știe, mă, că am făcut săriturile alea. Bă, dar chiar în hall-ul ăsta o să mă știe. Hei. A, sunt singur. Am rămas singur. Doamne. Dar ce au făcut ai mei? Puțin somn? Ce să facem? AVP? Pai, de capul meu. Dar cum a fost scos și mă unul câte unul așa? Go full eco, guys. Let's push ramp together. Am înțeles tot ce ai zis. Da, o pușeam mid-ul. Păi, așa, trage și tu în el, bro, că eu am tras, am nimerit un glonț din două. Mă. O, da. Purple, can you buy Zeus, please, for me? Drop Zeus, orange. I dropped one more. I got, thank you, I got.
Ma. Vrea el Zeus, mă, vrea să stea la Zeus, mă, păreri. Salut, Cleo. Acum, dacă al meu vrea să stea cu Zeus, eu stau și eu. Aoleu, con. Eu acum văd că tu pe aici vezi. Nu pot să cred. Eu acum văd că, lol, vezi adversarul când trece până. Ia uite-l, poți să tragi și în el. Bro. No, era după cutie, bro, îi dădeam mare Zeus. Doamne, ce troll sunt și eu, mă, mă iau după ăsta. Ai, de capul meu, mă. Cum o să te iei după green, mă? Cum? Nu te cred. O să intre unul direct cu marșarierul. Sau, ba, nu, l-au văzut. Mă, păi n-a stat unde trebuie, mă, n-a stat unde trebuie. Ai, de capul meu. Trebuie să dăm drumul la jocul ăla, serios. Let me go mid, guys. Astăzi mi-am luat AVP fără nimic, dar... Avem AVP. Top mid. Mame, au dat mole. Demolit me. Mid. De unde, bro? Nu e bine. Nu e bine. Am omis faptul că n-am tras un glonț de AVP astăzi. Iar este meco, iar se scoate midul, man. Nu o să stăm noi la poziția noastră aici. Va short. Și pala nimic. Să vă zic. Va. Nu vreau, mă, să intre pe cap, mă, dar bine, era la distanță mare, mă. Of, 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 of. Dar și dacă intra, era forțiches. 2v2. Eduard, FP. Ce face, mă, Orange? Nu știe ce să facă, am înțeles. Asta face Orange, nu știe. Să meargă, să nu meargă, să... Era așa haosit. Măcar a dat save placa. S-a făcut prostia cea mare din nou AVP, ca așa ne place. Că dacă ratăm cu AVP-ul, să mai ratăm, să nu știți ce zic. Watch ramp, Orange, please. Smoke top con. Careful, short. I rotate. M-au auzit, bă, din con că m-au rotit. Oh, cred că i-am dat hit. I-am dat hit, hai mă, bro. Bă, bro, bă. Bă, bro, alții trag prin cărămizile astea și dau un hit și ei dau hit prin două pietricele din... Hai mă, nu. N-ai voie. Wanna go big, guys? No, go away, I go under, okay. I give okay. You info. Okay. You wanna go okay. Slow on A? Yes, slow A. Okay. Blue, go away, okay. Go away. Blue. Okay, don't go mid, bro. Don't go mid. O să fie... Don't go mid! Please, da. Please, let me... Pazi, dracu. City. Hold city, please, I plan. One short. De ce tragi, mă, în mine, mă? Mamă, ce mă enervează. Marele jucător, Blue. Le joacă el gaming. Nice, e bine. Mac 10, a doua rundă, gata. Așa facem, jucăm serios și safe. How. Trebuie să-l depășim pe Blue la fraguri neapărat. Deci are 7-0-7, trebuie să-l depășim maxim, că prea suferit așa. Că a făcut el, i-a intrat glonțul acolo pe digă. L-a avut mare noroc la prima rundă, că nu l-a scos ăla cu SP-ul. Știi ce zic? Și pe aia a început să sufere. Pushing under. Trebuie să bomb. Da, trebuie să lași o bomba. Backside, bro. O să vină la apps. În caz că nu-ți dai seama că asta face la backside. Trage de timp. Mamă, cum tropește ăștia pe-mpalat, mă, bro.
mai. Am luat Pepe Bison. I-am dat cap. I-am dat cap din săritură, lol. Băi, dar știi ce fac? Suc la B, hai că e bine, tu găsi unui. Mamă, dacă intră tare la B și iau B-ul, s-ar putea să avem șansa aia salva meciul. Dacă nu, știți cum e cu aventura matchmaking solo queue. E fantastic. Se mai trece un meci cu minus. Asta e progresul pe solo queue. Bă, dar n-ai cum, mă, n-ai cum să câștigi toate meciurile dacă nu te joci cu echipă. În primul rând, mamă. Am vorbit 2 secunde cu Blue, a început să-mi sufere, să... Hai, capul meu. Nu ai cum, nu se vorbește ce trebuie, nu se face ce trebuie pe harpe și așa mai departe. Adică nu se compară solo queue cu jucatul în echipă, cu echipa. Știți ce zic? N-are nici măcar o treabă. Totul ține de noroc aici. Efectiv. Totul ține de noroc. Dacă ai avut puțin ghinion să se serveze unul și așa, poate să arunce meciul efectiv. Tot meciul să se ducă de râp. Aia, n-ai ce să faci. Așa e la solo. Dacă vrei să te joci serios de fiecare dată și să aibă un sens fiecare meci și fiecare rundă și așa mai departe, îți faci echipă și te joci cu încă 4 coechipieri cu care te cunoști și e altceva, e total altceva și atunci chiar poți să zici, bă, am pierdut că suntem slabi, au fost aia mai buni decât noi, știi, dar acum pierzi că ai ghinion, efectiv, adică oricum sunt aia mai buni când pierzi, dar ai ghinion, că nu poate chiar atât de buni încât să nu le poți face față, prostiile duc la pierdere. Prostiile care se fac în runde și haosul din echipă. Short. Ok. Ramp. Ma. Let's go. Ongoing city. Short one. Short man. Un șpe glanț. Silvan short. Și un vis. Nu era short. Era close. O 4. S-a stat mult pe mid, mă, Sav. Nu ai cum, mă, nu ai cum, mă. Dar următorul meci, vă zic eu, următorul meci, următorul episod o să fie cu win, garantat. Am așa să terminăm noi cu 6 fraguri, bro. Poate că trebuia să stau să joc la fraguri. Având în vedere că putem da de rank meciul acesta. Cu siguranță ne-a ajutat să avem multe fraguri. Oh, da. Nice. Top mid. Ceva armă? Nope. Hai, mă, că trage el așa cu scout-ul. Guys! Doamne, aventura noastră de la solo queue o să continue mult și bine când facem globalul bine și o să continue... Seria asta e o aventură, efectiv. O să continue până când se termină seria. Și vă reamintesc că aveți reducere la absolut orice comandă pe PC Garage cu codul ANFLESH, adică fix numele canalului. Și vă puteți scoate transportul sau măcar un cicocuel, așa că profitați de la maxim. Sunt 100% sigur că am dat de rank și... N-am dat de rank. Mă, înțeleg că am avut multe win-uri în Supreme și eram foarte aproape de global. Mai îmi trebuia un match sau ceva de genul ăsta și fix match-ul ăla s-a pierdut când trebuia să dau de rank. Băi, înțeleg, da. M-am uitat pe ăștia 3 cu global. Mă, ce se întâmplă cu sistemul de ranking? Bro, what is this? Da, în orice caz, n-am dat de rank. Dar a fost o aventură și match-ul ăsta. Și nu știu câte match-uri de-astea aventură o să mai pot eu suporta. Asta este ideea. Că am zis ultima dată, ultima săptămână, săptămâna trecută, am zis că efectiv dau uninstall și renunț la seria asta și la aceste episoade și nu o să mai joc matchmaking short decât cu full stack sau cu abonații pe live-uri sau așa. Aparent am revenit pe matchmaking short că n-am avut stare, dar nu cred că o să o pot ține așa la nesfârșit.
Spuneți-mi în comentarii dacă vreți să continuăm seria asta, pentru că vedeți cum decurg meciurile astea. N-ai cu cine să te înțelegi, să faci echipă și să joci serios, să house, nu prea. Vă zic că mai bună, eu am fost Flash. Pa!